Acum mergem la fratele Cino, la Splash Media, Sebeș, baby. Ce să facem? Uite, încerc să mă trec cu Ana. Ce trage azi? Uite, încep cu... Mă, ce piesă! Ce piesă trag azi? Nu știu ce piesă trag, frate, eu nu mai trag piese, eu trag doar stări și întotdeauna am tras doar stări, n-am tras piese. Păi și ce stare ai vrea să ai până acolo? Zic că ți-o pregătim de acum, luăm 3 glob, te nervezi, zic cum ai vrea să fii până și eu ceva acolo. Nervos, happy. Bă, frate, fii atent că vreau să fac clip la aia la... Și da, o să faci la tine în turnișorul rost de... Țigan? Niște amici. Cum să nu, frate, îl dăm direct în țigănie dacă vrei, frate. Te aduc așa mai mari, mai mafiot. Că am găsit... Ce ai pe mărimi, cu ochi albaștri, cu... Blonzi, vezi că am blonzi cu ochi. Mai vreo 5-6. Am vreo 5-6 mărimea. Păi zic că te lași, bași două pachete. Da, știu, că așa e. Mai bine, nu, mai eu de aia, eu nu mai zic nimic. Și Doamne ajută, atât. Garo, nu te mai lași de fumat. Bă, ar trebui să-mi cam las. Nu mai zici de mult că te lași. Cine, eu? Stai liniștit că aude modelina fiecare săptămână. Au, e și bine, iau. Să vede, să vezi cum mi-au rămas colțurile, știi? Mamă, era gata. Prietena lui Modelin are o voce foarte mișto. Jazzy, așa, pe piese de-astea, cum ai făcut tu pe albumul ăla, eu, fra. Și ai văzut de ieri, ți-am zis, bă, cred că s-ar potrivi pe instrumentale de-a lui Sens, dar da un tempo așa. 1 martie, pe Sebe și Alba, la studio, la Splash Media, fratele Scopu și cu fratele Sens. Ia, da, așa se dau sos. USB, nu? Știi de când l-am văzut? Oi, de după curbă l-am simțit pe frate. Minimal, ritmul poate furibund, uneori al teorie pe minimal. Toate stările prin care o trec le imprim digital. Convins că n-o să auzi în altă parte ceva similar. Omul face banul, nu banul te face om. Omul face banul, nu banul te face om. Omul face banul, banul. Intrip să-ți explic un fapt real. În 2004 mi-am dat puțin la modul parșiv de la 6 umbral. Altei slobos, viața nu-i rău, domnul să ierte. Cineva mi-a zis că-s bolnav cu rapul și aminte la spital. Eu știu că nebunea mea e frumoasă, convins că o să râd la final. Scriu ca-n închisoare, căi de evadare, căi de comunicare. Scriu ca într-o scrisoare, fără adresă exactă, dar cu adresare. Proporții diferite, încântare, nu toți prin porție care totuși viața e o încântare. Majoritatea au reacții ostile. La modul tot scris pe torbile. Se cred miezul de pâine. În cap au doar harpe și figuri. Eu le zic fii cu mine. Închid ușa, bro. Ce faceți, frații mei? Sens încântare, cunoștință. Și eu, fra. De multe aștept. În sfârșit și eu de mult vreau să vin. Nu ne-am vorbit, știi? Bă, nebun eu! Bucătărie internațională. Asta e camera cu nebunii. Cu difuzoare incorporate și cu subwoofer în spate. Și trapa se ridică pe sistem hidraulic. Dar încă nu sunt montate toate instrumentele, frate. Nu știu toate sambaguri. Ia uite, peștele clasic pe mileu. Cine n-are un pește să-și ia? Măcar să-l așeze pe mileu. Problemă, când fac rap sunt loco și spun sunt epocul. Încă pe Gioco Di Mano, încă Tristano, Fresh Montano. Și în veția ta te crezi filozof ca Celentano. Stai cam sau stai geană pe slang italiano. Pare neverosimil și auzi, dar e vero, vero. Andiamo, hai, vini, vini, mai, mai, nimo. Rupem asta ca pasta pe scenariu. Vini, vini, mai, nimo. Omor un pic ăsta, zici că tu te-ai scariu, mai nimor. Oprim până-n atingem nivelul superior. Iosile,
N-am așteptat nimic de la nimeni, s-a atât de egoist că toate așteptările se rezumă la mine. Perpetu mobile, am studiat mii de profile în rap, majoritatea au reacții ostile. Sau stai geană pe slang-ul italian, o pare neverosimil ce auzi, dar e vero, vero, andiamo, hai! La modul toți scuipători pile, se cred miezul din pâine, în cap au doar harfe și figuri, eu le zic figurine. Rămân distant de caractere servile, atent și la fras că-i te lucrează din interior ca glandele endocrine. Pâine în cap au doar harfe și figuri, eu le zic figurine. Rămân distant de caractere servile, atent și la fras că-i te lucrează din interior. Crezi la Baha? Crezi la Baha? În cele din urmă încearcă la scala m-a fi dat după fapta lor. Piesa, tot ce s-a întâmplat la piața romană. În buricul București, buricul București. De la o petrecere, incidentul relatat, consumat pe o trecere de pieton. Păi era pietonul aici. Cavale fatale, rău și prin elementale, proporții diferite, încântare. Nu toți primim porții egale, totuși viața e o încântare. Da 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 ru ru ru. Da 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 ru ru ru. Ce? Nu știu. Ce? Mă duc la second. Că și ce? Dume de asta. Păi nu, de gen de... Ce? Ce vrei să fac eu? A? Ce să fac eu? Mă duc la second, mă, frate. Așa, bagă, bagă. Mă apar și eu. Pe masă ca pasta, pe scenariu. Aia trebuie să mă încet alea, fără a fi. Manu-i mă, și veția ta, te crezi filozofia celebrană. Stai calm sau stai geană pe slam-ul italiano. Ba, 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 blană, sus blană. Stai bun, că mă controlez la urechi. Ce faci? Îmi faci un test auditiv? Iar? Foarte șmecher când se leagă cu oameni diferiți, cu ștouri diferite. Când legi un ștou comun, știi? Da. Cum am făcut cu pirații, formă cu hardcore, cu armada, cu... Da, toate practic reprezintă niște etape. Toată viața asta mi-a mâncat-o la post. Dar și tu l-ai mâncat. Îți dai seama, frate, vorbeam așa, ca și figură de stil, nu... Dacă nu-mi plăcea, nu mai eram nebun. Acum, la vârsta mea, oamenii s-o duc și s-o ocupă de găini, de porci, de nepoți. Știi ce zic? Nu s-au zis de la oameni și îți zic niște chestii că, bă, frate, mi-ai fost un real suport în anumite momente din viața mea. Aia, prin muzica pe care mi-ai dat-o, aia e cea mai mare satisfacție.